Salutare la toată lumea! De obicei, în fiecare episod încerc să fac review-uri la gadget-uri inedite apărute la noi pe piață. Chiar și așa, nu toată lumea are bani să le cumpere. Majoritatea optăm pentru ceva cât mai ieftin și cât mai bun. Desigur că principiul ieftin, bun și mult în chilă nu se referă la smartphone-uri, dar există și compromisuri. De aceea am decis astăzi să pun la încercare 5 din cele mai bune smartphone-uri de clasă medie, care pot fi cumpărate având în buzunar nu mai mult de 3.000 de lei. Astăzi urmează să măsurăm puterile următoarelor telefoane: Samsung Galaxy Trend, FlySpark IQ 4404, Nokia Lumia 520, Sony Xperia iDual și Philips Xenium W3560. Începem cu designul. Având în vedere că sunt niște telefoane de buget, aici nu vei vedea carcase din metal șlefuit sau texturat, toate 5 modele sunt din plastic, dar și plasticul poate arăta bine. La acest capitol se poate lauda Nokia Lumia 520 cu plasticul ei mat foarte calitativ, disponibil într-o mare varietate de culori. Următorul este Galaxy Trend. Chiar dacă Samsung obișnuiește să folosească plastic ieftin, aici acesta este ornamentat, plus că mai bine și 8 martie, așa că 4. Și cel mai mic dintre modele are un 4. Sony Xperia i vine cu un plastic texturat, iar culoarea champagne aduce aminte a ceva proaspăt lansat. Modelele de la Fly și Philips au un plastic foarte lucios și sensibil la zgârieturi. La fiecare câte un 3. Display-ul este un element care nu prea iese în evidență la telefoanele slabe. Toate modelele au un ecran cu o rezoluție de 480x800 și 240 de puncte pe 1 inch. Mai puțin Sony Xperia i, care este cel mai slab la acest capitol cu o rezoluție mai mică și doar 150 de puncte pe inch. De aceea primește doar un 2. Aceeași notă o ia și Philips Xenium, care are unghiurile de vizualizare foarte mici. Samsung Galaxy Trend, pentru un display unde albul este mai mult galben, primește un 3. Iar Lumia 520 primește un 4 pentru display-ul IPS cu o gamă bună de culori. 5-ul îl ia doar FlySpark, acesta are cel mai mare display, mai exact 4.55, iar unghiurile de vizualizare sunt cele mai mari. Dacă tot e un speed test, să vedem cum stăm cu viteza. Începem prin pornirea telefonului. 5, 4, 3, 2, 1, start! După cum vedem, Fly-ul și Philips-ul s-au trezit cel mai repede. Diferența între ele este de câteva sutimi, așa că 5. 3 puncte primește Samsung-ul pentru secundele sale, iar Nokia surprinzător, dar s-a trezit printre ultimii, 2 puncte. Doar un punct primește Sony pentru că a trecut de 40 de secunde. Acum hai să pornim un site mai încărcat, să vedem care din modele se pornește primul. Am ales site-ul TheVerge.com, care nu este nici prea încărcat, dar nici prea gol. 5, 4, 3, 2, 1, start! Primii care iau 5 puncte sunt Galaxy Trend și FlySpark. Cu o secundă în întârziere sunt Nokia și Philips-ul, care iau câte 3 puncte. Xperia i și aici la coadă cu doar 2 puncte. Multă lume și ia smartphone-uri și pentru a se juca. Pentru test o să folosim pe toate device-urile același joc. Desigur, nu vom arata Real Racing sau The Trigger, dar vom arata un joc care trebuie să meargă pe smartphone-uri de clasă medie. Mai exact, Angry Birds Go! La acest capitol, după cum vedeți, Samsung-ul ne-a făcut cel mai mult să așteptăm, până a fost nevoit să-l restartăm, așa că 1. Nokia Lumia primește 0 puncte pentru că joaca este prea puternică pentru acest telefon. Cel puțin asta spune magazinul de aplicații. Și tot 0 primește Sony pentru că joaca nici măcar nu apare pe Google Play. Dăm 5 puncte doar lui Philips, iar cu 2 secunde mai târziu și cu 4 puncte vine Fly-ul. Încă un test pe care am intenționat să-l fac a fost testul de benchmark.
Benchmarking-ul este un proces prin care se compară una sau mai multe elemente ale smartphone-ului, display-ul, viteza procesorului, memoria operativă și altele, oferind la sfârșit un scor. După cum vedem, Fly-ul este învingător cu 11.268 de puncte. Philips-ul este pe locul 2 cu 500 de puncte mai puțin, pe locul 3 Nokia, după care urmează Samsung și Sony. Respectiv, iată punctajul. Camera unui telefon, cât de ieftin nu ar fi acesta, trebuie să fie pentru consumator una decentă. În exemplele date avem poze din același unghi de pe fiecare model. Cel mai bine s-a descurcat camera de 5 megapixele a lui Spark, care are un contrast și o detalizare bună. Mai punem pe lângă asta și prezența blitzului, respectiv un 5. Nokia primește 4 puncte pentru un unghi de cuprindere mare și o calitate bună, însă nu are blitz. 3 puncte primește Samsung, iar 2 Sony. Foarte dezamăgit la acest capitol am fost de Philips, unde imaginea arată pur și simplu blurată. Un mic plus este doar prezența blitzului, așa că 2 puncte. Bateria este și ea un punct la care atragem atenția atunci când procurăm un telefon. La acest capitol, 5 puncte ia fără discuție Philips Xenium W3568, care are o baterie imensă ce va ține telefonul aprins până la 2 zile în regim normal. 4 puncte primește Nokia, care, în pofida faptului că are cea mai mică baterie dintre toate modelele, rezistă 14 ore în regim neîntrerupt de convorbire, datorită sistemului de operare Windows Phone, care consumă foarte puțin. Câte 3 puncte au Sony Xperia E și Fly Spark, cu o durată de convorbire de 7 ore, iar 2 puncte ia doar Samsung-ul. Acesta, chiar dacă are 7-8 ore în regim de convorbire, în regim obișnuit acesta rezistă mai puțin de o zi. Să vedem și totalurile. Cel de la coadă în acest test a fost Sony Xperia E. Acumulând doar 15 puncte, acesta poate fi achiziționat pentru 2280 de lei. În schimb, aveți un design plăcut, în caz că vă place noul S5, și două sloturi pentru SIM. Pe locul 4 cu 23 de puncte și un preț la fel de 2280 de lei, puteți achiziționa noul Samsung Galaxy Trend, cu un design frumos, perfect pentru iubita voastră, cu o navigare pe internet rapidă, ce-i drept, fără prea multe pretenții la jocuri. Locul 3 îi aparține Nokiei Lumia 520 cu 25 de puncte. Acest model se apropie cel mai tare de pragul de 3000 de lei. În schimb, aveți materiale foarte calitative, iar dacă sunteți adept al unui sistem de operare simplu, pe care puteți naviga, apropo, cu mănuși, atunci nu ezitați. Pe locul secund avem modelul de la Philips, Xenium W3568 cu 29 de puncte și un preț foarte rezonabil, 2380 de lei pentru navigare rapidă și jocuri. Și nu în ultimul rând, cea mai puternică baterie din toate modelele. Iar la final, învingătorul FlySpark IQ 4404 a acumulat 35 de puncte pentru prețul său de 2660 de lei. Acesta a trecut cu brio toate probele, are două cartele SIM și este un câștigător desăvârșit, mai puțin la capitolul design și calitate. Cam acestea sunt rezultatele topului, eu treaba mi-am făcut-o, acum deja decideți voi ce telefon vi se potrivește. Acesta a fost episodul de astăzi dedicat telefoanelor de buget. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm într-un nou episod. Până atunci nu uitați să dați like la video, la pagina noastră de Facebook și dacă încă nu sunteți abonați, apăsați butonul cel roșu. Secțiunea comentarii, ca de obicei, deschisă, cu voi a fost Vicu, toate bune!